Ok, de salutare lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou vlog. De această dată facem Smash or Pass cu Miruna. De asemenea... Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să urmăriți seria noastră de vloguri cu Miruna. O să aveți aici în dreapta un straw poll ca să puneți acolo să votați ce vreți să facem în continuare, ce fel de challenge vreți să mai facem. Am pus acolo eu câteva challenge-uri la care o să mă gândesc eu după acest vlog. De această dată o să facem Smash or Pass cu numele care le-am făcut și la Kiss Medikill. O să facem cu aceleași persoane, avem aici de la ultimul challenge și sper să fie destule și sper să fie și destule fete, că în principal cred că sunt băieți aici pentru că sunt mai mulți băieți YouTuber. Deci o să aleg eu primul două persoane de aici random și după aceea o să aleagă Miruna. Și o să facem așa, cred că până la jumătate sau până aleg eu 3-3. Așa, sper să alegem ok, sper să nu aleg doar băieți sau ok, hai că aleg eu primul. Deci, nu mă uit. 1. Avem o fată, ok, Bianca Adam. Și o să mă pun în ipostaza ca și cum aș fi și un băiat și o fată. Magda. Ok, deci am merit-o, l-am fix, ești nebun. Ok, Bianca Adam și Magda. Cu ea aș da eu smash. Deci între Bianca Adam și Magda, bă, cu Bianca Adam nu m-am văzut niciodată, nu știu cum se comportă sau astea. Cu Magda m-am mai văzut. Și cred că dintre Bianca Adam și Magda mai bine aș da smash lui Magda. Ok, acum Miruna. Și Pestul Bianca Adam. Yeah. I hate pink și? Bă, dar cum le nimerim, frate? Dacă cum nimerești tu, frate? Smenta. Ok. Zi. Dintre cine? I hate pink și Smenta. Ia zi. Cui dai smash și cui dai pes? Pes, nu Smenta. Chiar dacă e de treabă. Pentru mine. Pentru tot YouTube-ul nu prea mai fost. Da. I hate pink, smash. Oh, deci ai zis pas? Ok, bine. Next. Hai. Te rog să fie fete, deci cum a pușat din ora, că am avut foarte mare problemă. Deci, 1. Alex Alvarez. Care a scos o nouă piesă, ok. Și Andra Gugan. Ok. Cred că mai bine... Alex Alvarez decât Andra Gugan, sincer. Next. What the fuck? Miuna? Ai intrat cineva? Sorry. Știi cum ai să... Dar te duci tu, eu nu mă duc să mă uit. Ok. A few moments later. Aia nu-i nimeni. Mi s-a auzit ca și cum ar fi căzut o farfurie, ceva de genul, da. Totul e la locul lui, ok. Revenim, ai ales tu ceva? Iuliana Bergoi. Ok, ok. Ok. Și? Aia trebuie să aleg eu că e n-ai fata. Și? Andra Guga? Ce zici? Mista Negri. Mă, două fete! Ia zi. Mista Negri în față de Iulian Bergoi, ok. Smash și Pes, Iulian Bergoi. Ok. Deci Cezar Poiatam, ok, mi-a pare de bine fată. Da. Și Vlad Munteanu. Pe bune? Aoleu, deci cine era? Cezar Poiata și Vlad Munteanu. Doamne, deci nu știu, că ce eu nu-s fată ca să zic, știi? Da, și eu am ales. Știu fată. Nu știu, deci mă pun în postaza unei fete, știu că mulți îi plac de Vlad Munteanu, multor fete. Sincer, nu știu ce să zic aici. Dar știi, deci sunt 50, adică 50-50, dar cred că mai mult Cezar Poiata, cred că cu el mă cunosc mai mult, știi? Adică, deci cine? Ițanca. Ia, fată. Marc și altele și Ițanca. Mac și altele, Smash și Ițanca, Pes. Ok. Crezi că mai e vreo fată pe aici? Mimi n-a fost, Mimi. Hai, te rog, Mimi. Andrei Cosmin. Hai! Deci, bine, Smash, ia zi, parcă, da? Deci, next. Și mai avem foarte puțin, după cum vedeți, și o să fac așa la camere. Next. Codri. Acum cred că mă pot pune impostaza unei fete și cred că orice fată cred că ar alege, nu orice fată. Hai zi, l-ar alege pe Codrin. Nu cred că Codrin Cosmin. Ok, deci fraților, cam a fost acest vlog, nu uitați să votați aici sus, să aveți un card, să votați ce veți face în următorul vlog, ce fel de challenge. Eu am fost Andreea de Miruna și până în care v-am salutat, bye bye!